Bună, dragii mei! V-ați obișnuit cu mine, da? Eu, ca omul prevăzător, se apropie sărbătorile, vreau să intru în rochița de anul nou, să fiu în formă. Nu în forma de cozonac, cum bănuiesc că vă gândiți. În formă, adică sănătoasă și voioasă și, evident, să fiu cât se poate de bine în pozele de sfârșit de an. Pentru toate astea, evident că mă pregătesc de acum. Și unde puteam să mă pregătesc? Unde puteam să-mi iau porția de sănătate decât la Orhidea Sport, alături de Alexandru Marcu, manager Orhidea Sport? Bine te-am găsit, că noi am venit în vizită la tine. Bine v-am găsit și eu. Deci, ai auzit, da? Ce trebuie să facem? Ne apropiem de sărbători, deja mai sunt mai puține zile decât am vrea noi să ne gândim. Așa este. Ce să facem? O să lucrăm cu ce avem. Așa. Pentru că suntem înțelegători față de oamenii care sunt ocupați în timpul anului și își planifică fel de fel de alte priorități. Dar pe lângă toate prioritățile, și sănătatea și forma fizică ar trebui să fie una din prioritățile principale. Și atunci o să venim în ajutorul tuturor celor care vor să se apuce sau să se reapuce de mișcare și le punem la dispoziție cam tot ce ar avea nevoie ca să obțină cele mai bune rezultate. Îmi pare rău că dumneavoastră nu vedeți, dar veți vedea pe parcursul emisiunii noastre. Eu am o priveliște minunată în spate. Ce ne oferi ca săli, ca echipament sportiv? În spate aici avem noua noastră sală de sport. Este o sală inaugurată la mijlocul lunii iunie. Este dotată cu cele mai noi aparate. Este un open space foarte generos, cu foarte multă lumină naturală. Asta ne-am dorit din start, să oferim oamenilor lumină naturală atunci când fac mișcare. Și contează enorm acum când se schimbă anotimpul și se micșorează ziua. Da. Este foarte, foarte important. Foarte multe studii au dovedit acest lucru, că noi avem nevoie de lumină naturală pentru a performa mai bine. Deci nu ne-ar prinde bine să stăm într-un subsol sau într-o hală și să facem acolo mișcare și poate, cum ai și spus, în anotimpul ăsta plecăm noaptea de acasă, ne întoarcem noaptea acasă, exact, nu vedem niciodată lumina. Exact, influențează psihicul și o să fim deprimați total. Și atunci sala de fitness, care are și foarte multă lumină naturală, ar putea fi un avantaj pentru a ne ține de mișcare, nu doar de a începe și după aia să ne lăsăm. Deci vrei să ne convingi să treacă și anul nou și să venim în continuare. Ideal așa ar fi. Ce altceva mai putem face? Bun, deci facem fitness, facem aerobic? Da, aici avem clasele de aerobic, alături de instructorii noștri, Cristina, Alina, Costel, Andrei. Avem niște instructori de aerobic foarte buni, cu peste 14 clase ca și concepte. Avem și dimineața și seara. Seara chiar tuturor celor care vorbesc și le spun despre sala de fitness, le spun că decât să stai în trafic între orele de vârf din București, mai bine vii la o sală și faci mișcare, ții porția de mișcare și după aceea poți să duci acasă și să ajungi de două ori mai repede. Te duci și alergând chiar, dacă stai în apropiere. Deci asta este sfatul meu, să oamenii să vină la sală, mai ales în orele de vârf de trafic, pentru că mai bine stau în sală și fac mișcare. Iar ca și ofertă avem clasele de aerobic, avem zona de functional training, adică antrenament funcțional, care este foarte în vogă în prezent. Este, da. Toată lumea se apucă, dă de greu cumva la început. Dă de greu de ce? Pentru că lucrăm cu propriul nostru corp. Și dacă noi avem un corp care este nelucrat, el nu o să ne ajute, da? Deci dacă, de exemplu, vreau să fac niște abdomene, vreau să fac niște flotări, vreau să fac o alergare, vreau să fac fel de deplasări și de mișcări cu propriul corp, dacă acesta este unul mai slăbit din punct de vedere muscular, dar mai mare din punct de vedere al țesutului adipos, o să ne deci pună nu mai probleme. E nevoie să venim cu săculeții de nisip de acasă, să transpirăm pe drum până la sală. Avem că aici și săculeți, avem accesorii de fitness, avem TRX-ul, care este foarte util și foarte utilizat de către marea majoritate a celor care fac sport. Desigur că avem aparatura clasică de fitness cu aparate care izolează perfect mișcarea și care ne țin în siguranță și avem zona de greutăți libere, unde la fel acolo se poate lucra mai intens, dar acolo sfătuim persoanele care vin în sală să lucreze cu un antrenor personal, în special în zona aia. Desigur că peste tot e bine să lucrăm cu un antrenor personal. După ureche s-ar putea să ne accidentăm ca și așa, să... E ca și când ai pune la dispoziție un spital oamenilor și le spui, ok, uite, intră în spital și tratează-te. Tratează-te.
Spuneai la un moment dat despre evaluările fizice pe care le faceți voi și mi se pare important, dragii mei, pentru că uneori luăm noi decizia să ne ducem în sală, vrem să ajungem pe catwalk, dacă se poate, după prima săptămână, numai că nu prea stă în putința noastră și atunci avem nevoie și de sfatul cuiva avizat. Exact. Apropo de catwalk, o să fac și o glumiță, o să ajungem pe catwalk și o să fim ca niște pisici pentru că o să ne deplasăm în patru labe după prima săptămână. Da, nu e ce ne-am dorit. Da. Nu, noi vrem să fim top modele. Care este ideea cu antrenorul personal? Noi aici punem foarte, foarte mare accent pe evaluarea clientului când intră pentru prima oară în sală sau când este la început. Asta este un mare avantaj pe care îl avem noi față de alte lanțuri de fitness, pentru că suntem dedicați oamenilor care vin aici, nu avem mase mari de oameni, sunt oameni care practic sunt dintr-o comunitate și avem foarte multă atenție față de ei și evaluăm prin niște formulare complexe pe care le-am dezvoltat împreună cu antrenorii personali. O să testăm de la starea de sănătate, luăm și tensiunea, măsurăm și compoziția corporală, vârsta metabolică, măsurăm densitatea osoasă, măsurăm calitățile fizice, cum ar fi rezistența, forța, viteza, mobilitatea. După aceea ajutăm omul să stabilească obiective clare, da? Pentru că foarte mulți oameni vin cu... Și cât mai apropiate de adevăr. De adevăr, normal, pentru că foarte mulți vin, vreau să slăbesc. Nu știu cât, nu știu până când, nu știu dacă se poate, ce am nevoie ca să fac acest lucru. Și atunci noi, prin aceste evaluări, le dăm oamenilor o direcție. Da, asta este direcția, această evaluare chiar noi o oferim gratuit tuturor celor care au abonament la noi, deci nu este ceva care se plătește, tocmai pentru că vrem să ajutăm, în primul rând, omul să înțeleagă care este drumul pe care trebuie să o ia și după aceea, dacă el decide să o ia împreună cu un antrenor ca să obțină rezultatele scrise pe foaie, poate să o ia cu ajutorul acestui antrenor, dacă nu, poate să o ia și singur, nu este exclus să obțină rezultat și singuri, dacă suntem consecvenți și dedicați la ceea ce facem. Din experiența ta, sunt dezamăgiți într-o primă fază? Pentru că te-am spus, așteptările sunt mari întotdeauna când te duci în sală, clar te gândești că vei fi pe coperta unei reviste curând. Ce pot să spun din experiența mea este că dacă un om nu se integrează într-un program atunci când se apucă de mișcare, fie că este un program de aerobic, fie că lucrează cu un antrenor personal, fie că intră într-un grup de prieteni care lucrează, șansele ca el să oprească din activitatea fizică sunt undeva la peste 70%, după maxim 3 luni. Deci dacă un om nu se apucă în mod controlat de mișcare, se va lăsa. Și atunci antrenorul ce face? Îl controlează. Dom'le, avem antrenor, avem antrenamentul la ora X, în ziua cu X, haide să ne vedem. Dacă se duce la clase de aerobic, la fel. Am clase de aerobic, luni, miercuri, vine de la ora 6. Am un grup de prieteni care merge la sală, merg cu ei tot așa, în anumite zile. Deci este foarte bine să ne integrăm într-o comunitate ca să putem să ne ținem de treabă. Și să ai tot timpul motivația de a te duce, că la un moment dat... Și atunci nu apare această dezamăgire. Pentru că dezamăgirea apare atunci când nu există motivație, motivația de început dispare, pentru că toată lumea are motivație la început, se apuce, vreau să mă apuc, gata. Da. Dar după două săptămâni este ceva normal, e un proces psihologic de această motivație de a scădea. E, atunci avem nevoie de niște trigere, de niște oameni, de niște ancore care să ne ajute să mergem mai departe. Bun, avem sală, avem de toate în sală și echipament și antrenori. Da. Cum ne hrănim? Cum ne hrănim? Aici, pe partea de nutriție, avem și specialiști în nutriție în centrul nostru. Avem pe doctorul Virgil Stroescu, care a fost medicul endocrinolog al lotului naționale de sport ale României, care ne ajută în cazul în care avem oameni cu diverse probleme și metabolice, ne ajută pe această parte. În curând o să lansăm și noi un program de transformare corporală. Este o surpriză pentru cei care ne vizitează, în care o să oferim și un ghid nutrițional inclus în acest program. Acest ghid nutrițional este mai mult, din punctul meu de vedere, văzut ca o nutriție a sportivului, nu a omului bolnav. Da? Deci nu oferim nutriție pentru cei care au boli metabolice, cum ar fi diabet, zaharat sau alte afecțiuni care survin din alimentație, ci oferim o nutriție omului care vrea să obține rezultate pe partea de mișcare. Și care are un organism totuși obișnuit cu efortul fizic. Da. Și atunci, practic, o să-mi folosesc aici și specializarea mea de nutriționist sportiv și experiența domnului dr. Virgil Stroescu ca să
alcătuim un program cât mai complex și util. Și bănuiesc că în situația în care vă depășește, să zic, competența, îl trimiteți... Normal, îl trimitem către un medic care să-l poată ajuta. Noi aici, pe lângă medicii nutriționiști, avem și specialiști în fizioterapie, kinetoterapie. Deci, practic, putem întotdeauna când un antrenor personal sau un instructor de aerobic identifică o problemă la un participant, îl va îndruma către specialiști din acel domeniu. Deci, dacă există probleme articulare, musculare, nu ne ocupăm noi de el, îl trimitem către Orhidea Spa, unde avem kinetoterapie și terapia aceasta funcțională și îl tratează acolo. Vorbeai de proiecte. Care e trendul acestei toamne? Trendul toamnei, ca întotdeauna, este de a fi în formă de sărbători. Da, deci asta este trendul. Noi de aceea și pregătim acest program de transformare corporală. Este un program care va dura 6 săptămâni. Este destul de îndrăzneț. Majoritatea programelor promit rezultate undeva pe o perioadă mai lungă. Dar noi vrem să... De 6 săptămâni, scuză-mă, deci încă mai mâncăm până la anul nou. Mai avem puțin. Ideea este că aceste 6 săptămâni, dacă vedem rezultate bune, normal că se pot face 12 săptămâni. Deci un program de 6 săptămâni poate fi dublat și mai poate fi achiziționat încă un program de 6 săptămâni. Și deci ce presupune el? Că 6 săptămâni, știi cum e, pentru cineva care face sport, ți se pare o bagatelă, zicea, 6 săptămâni trec repede. Pentru altcineva se gândește că după primele două, clar, o să mă las. Da, exact. Aici, la baza acestor 6 săptămâni, stă și un principiu de psihologie motivațională. Foarte multă lume știe că avem nevoie de o anumită perioadă de a integra un obicei. Da? De a crea un obicei și după aceea de a-l integra. Deci noi, practic, ce facem în 6 săptămâni? Creăm un obicei omului de a face mișcare. Da? Pentru că dacă sunt prea puține săptămâni, nu o să aibă acel obicei integrat și o să se lase. Dacă e o perioadă prea lungă, s-ar putea să se sperie, să zică, băi, eu nu pot să-mi asum că voi veni la sală sau voi face mișcare 3 luni continuu. Și atunci noi, dacă oferim un program de 6 săptămâni, acesta îi poate oferi o soluție optimă pentru a face și mișcare, pentru a integra un obicei și a vedea dacă se poate ține, pentru că foarte mulți, în momentul în care o să obțină rezultate, or să vrea să continue. Da? Și atunci, practic, noi lucrăm și pe partea aceasta psihologică în care ajutăm oamenii să se țină de mișcare și să se transforme corporal. Ce înseamnă, practic, să faci mișcare ca să fii sănătos, nu de performanță? Să faci 100 de abdomene, să alergi 100 de kilometri. Există și probe, desigur. Noi avem în testarea noastră gratuită pe care o oferim clienților, avem și teste care le arată oamenilor cât de sănătos sunt din punct de vedere al mișcării. De exemplu, avem un test care se face pe bicicletă. Trebuie să pedalezi la bicicletă cu anumite intensități, cu anumite frecvență și în funcție de cât de mult poți să pedalezi, noi încadrăm dacă ești bine, dacă ești slab, dacă ești bine pregătit. Cred că uneori mulți au surprize, că ți se pare ușor, dar exact, dai de greu. Exact, și când ai dat de greu și ai zis, wow, cât de mult am făcut, te uiți și vezi că pe o scară de la 1 la 10, să spunem, unde 1 este foarte slab și 10 este foarte bine, o scară făcută pe marea majoritate a oamenilor, descoperi că poate tu ești în partea de jos acestei scări. Și atunci ți se părea că ești performer. Ești performer, exact. Un alt lucru pe care îmi place să-l dau ca exemplu oamenilor care se apucă de sport când vine vorba de cât de sănătos sunt ca mișcare, le spun să uite la copii. Uite-te la un copil ce face, cât alergă, cât sare, cât se târăște, cât se tăvălește, când cade, cât de repede se ridică și întreabă-te, oare eu pot să fiu ca acest copil? Am această energie? Am această elasticitate musculară, mobilitate? Dar uitați-vă la copiii mici ce mobilitate au. Bine, e adevărat că e normal să o pierzi cu timpul. Este normal, dar sunt oameni care o mențin pe perioade mai lungi. Sunt foarte multe persoane care reușesc prin antrenament, uite, de exemplu, antrenament de yoga și de pilates. Ne putem menține mobilitatea și o putem crește. Prin antrenamentul de forță putem menține rezistența musculară și detenta și să putem să sărim, da? Prin antrenamentele de cardiovasculare putem să alergăm, acum ați văzut, sunt la modă semi-maratoanele și maratoanele. Da. Sunt oameni foarte, foarte mulți, de-abia au fost acum câteva zile un semi-maraton cunoscut, unde mii de oameni alergă 21 de kilometri și nu sunt copii. Sunt oameni de peste 30-40 de ani. Da, care mulți trec linia de sosire, da. Oameni care nu practică de performanță. Exact. Deci totuși sunt 2 ore de alergare, continuu. E, și atunci, practic, eu asta zic, hai să ne uităm să vedem, pot să fac alergare, săritură,
cățărat, tărât și practic mișcări de bază, pot. Atunci sunt un om sănătos. Nu pot, mă doare spatele, mă doare genunchiul, mă doare umărul. Nu pot, când mă ridic, mă ridic cu sunet. Alerg, eu știu, după autobuz sau zic, dau un exemplu și nu mai pot, sau urc un etaj și nu mai pot să respir. Se pare că deja am niște începe probleme. Să fie o problemă. Dar de sănătatea nu înseamnă lipsa bolii. Pentru că foarte mulți percepem sănătatea ca lipsa bolii. Dar sănătatea are mai multe grade. Pot să fiu la limită și să mă duc în jos ca sănătate, sau pot să fiu cu o sănătate foarte bună și atunci pot să spun că sunt într-adevăr sănătos. Ai amintit de clase. Cum ar fi bine să combinăm? Adică fitness cu aerobic sau fitness cu not? Cum ar fi ideal? Dacă ar fi să o luăm după teorie, ar fi bine să combinăm în felul următor. Să facem întâi un antrenament de forță care solicităm musculatura și după acest antrenament de forță să facem un antrenament cardiovascular, care solicităm inima și circulația sângelui. Dacă nu avem timp, mai eficient este un antrenament de forță, mai eficient per total. Da? Dacă vrem să obținem o transformare musculară și să pierdem în stratul adipos, chiar dacă multă lume zice, ok, eu vreau să alerg ca să ard grăsimea. Da, există această concepție încetățenită, cum că cardio înseamnă întotdeauna slăbit. Exact, înseamnă slăbit în primă fază. Pentru că la cardio, antrenamentul cardiovascular, corpul se adaptează mult mai repede decât la antrenamentul de forță. Și asta ce înseamnă? Că intră din nou într-o stare de confort, într-o zonă de confort în care eu m-am obișnuit să alerg 40 de minute pe viteza cunoscută, cu o înclinație cunoscută, sau dau la pedale cu anumit ritm și mențin așa. Atunci corpul meu intră și el într-o stare de latență, ca zic așa, da? Deci poate am avut o scădere și după aceea se obișnuiește. Și nu mai dă niciun răspuns. Și atunci antrenamentul de forță ce face? El poate fi crescut ca intensitate. Ca intensitate se poate crește, de exemplu, dacă mergem la clase, clasele de grup sau de aerobic au fost gândite și exact în modul acesta de a lucra mai mult musculatura și mai puțin efortul aerob. Dacă ne uităm acum 10 ani, să zicem, sunt pe piață eu personal de vreo 15, erau la modă foarte mult clasele de dans. Da, și foarte mult dans, și dansau, și step, și fel de fel de coreografii. Parcă simțeai că trece și timpul mai repede, lucrai altfel, te vrăjea muzica. Da, era altfel, era mult mai fun. Și acum există Zumba. Zumba este o clasă de dans pur. Dar ce s-a întâmplat? Oamenii au descoperit că dacă introduc mai mult antrenament cu greutăți și în clasele de grup, rezultatele sunt mult mai bune. Și atunci s-a făcut o transformare și o translație dinspre cardio dance către power, către forță. De exemplu, noi aici am ajutat foarte mult programul de aerobic printr-o chestie foarte simplă. Am spus așa, avem clase light și avem clase power. Cine vrea să se miște, să se simtă bine și să transpire, avem clase light. Cine vrea să lucreze mai mult musculatura și să lucreze intens și să solicite și metabolismul, să accelereze metabolismul practic, au clasele power. Deci noi în orar avem light, power. Te uiți frumos pe orar, light-ul este verde, power este portocaliu. Este foarte ușor. Deci nu înseamnă neapărat că la light se lucrează mai ușor. Nu este mai ușor. Pur pentru simplu... că cineva o să zică, păi fac de 10 ani aerobic, nu mă duc la light, că nu. Degeaba nu. Mă mai duc. Light-ul, într-adevăr, este mai ok pentru cei care vin la început, da? Pentru că este mai mult cardiovascular. Da? Și instructorii noștri insistă pe acest lucru. Multe repetări, intensitate mai mică. Pe power, multe repetări, dar și intensitate mai mare. Vă dau un exemplu. Pot să fac genoflexiuni simple sau pot să fac genoflexiuni cu săritură. Da? Genoflexiune cu săritură, după un minut, nu ne mai simți picioare. Sau nu poți să le faci. Sau mai poți să le faci. Da? Deci, practic, ăsta este trendul și pe slăbire și pe sală. S-a dus către antrenamentul de forță și antrenamentul de forță și cu greutăți este mult mai eficient pe termen lung. Veșnica discuție. Cu câte ore înainte nu mâncăm și câte ore după antrenament nu mâncăm? Da. Cu câte ori înainte nu mâncăm, depinde ce mâncăm. Aici, din nou, fiind și nutriționist sportiv și lucrând cu sportivi de performanță, am văzut oameni sau sportivi care pot mânca cu jumătate de oră înainte de antrenament și să ducă un antrenament de 2 ore fără probleme. Și am văzut oameni care sunt foarte stresați, care au un job de birou care îi ține pe loc și sunt sedentari. Și ce înseamnă sedentarismul? Încetinirea tuturor reacțiilor din corp. Da? Deci dacă eu am un job sedentar și mănânc o mâncare grea, o să o digeri mult mai greu decât un sportiv care mănâncă aceeași mâncare. Și atunci trebuie să analizăm întâi activitatea. Ce activitatea mea zilnic? Sunt sedentar? Da. Ok, trebuie să mănânc mai departe de antrenament pentru că am nevoie de mai mult timp să diger.
Da? Deci această distanță de ale mesurilor față de antrenament ține mai mult de sistemul digestiv, cât de bine diger. Da? Dacă văd că nici cu două ore, să zicem, mănânc cu două ore înainte, care două ore sunt așa ca și indicator general, două ore înainte de antrenament mănânc și totuși în antrenament simt că mâncarea aceea nu este digerată, ori mă uit, mai departe nu pot să mănânc, acum nu pot să mănânc la două de foarte fix și să mă duc la antrenament la șase sau chestii de genul acesta. Mă uit la ce mănânc. Mănânc ceva care îmi pică greu, să zicem o combinație de carne cu cartofi sau carne cu pâine sau chestii care nu se digeră bine împreună. Mănânc o salată. Da? Încerc să mănânc mai multă salată, să mănânc multă verdeață, să mănânc mai vegetal, pentru că vegetalul nu pune de multe probleme sistemului digestiv. Pentru un om obișnuit, care n-a făcut în viața lui sport, dar care vrea totuși să se simtă bine, cam care ar fi ritmicitatea de venire la sală? Ca ritmicitate de venire la sală, eu am văzut rezultate bune și cu două antrenamente pe săptămână. Deci ăsta ar fi minimul pe care l-am văzut eu. Ideal ar fi 5. Dar acum când zic 5, foarte multă lume o să spună când o să găsesc eu. Și serviciu, și program, exact. Și... Dar cu două antrenamente pe săptămână și cu o activitate mai intensă în restul zilei, se pot obține rezultate bune. Asta este, practic, criteriul. Fac și antrenamente, dar totuși devin mai activ. Nu fac antrenamente și după aia mă duc și stau. Și activul ăsta ce înseamnă? Îmi parchez mașina mai departe, da? Avem această, nu știu cum să zic eu, boală, când ne ducem undeva trebuie să parcăm mașina în fața ușii. Nu. Să facem cât mai puțin exact. Pași până la... Dacă ne uităm, nu știu, în hipermarketuri și în zonele în care sunt la mall-uri, unde sunt multe locuri de parcare, o să vedem aglomerații mari lângă intrare și mai departe nicio mașină parcată. Pentru că asta este trendul. Atunci ce fac? Parchez mai departe, iau scările în loc de lift, da? O activitate fizică pe care am descoperit-o că merge, să-mi iau un animal de casă, un câine și să plimb dimineața și seara câinele. E foarte... Deci oamenii preferă... și relaxant și nici nu te consumă atât de mult. Deci oamenii preferă să iasă pentru câine să facă mișcare decât pentru ei. S-a descoperit acest lucru. Da? Deci dacă am un câine, ies pentru el. Dacă ar fi să ies pentru mine, nu ies. Să mă plimb 5 minute dimineața. Da, atunci involuntar face și el. Eu un animal de casă. La fel și cu copiii. Încercăm să ne jucăm copiii. De multe ori am auzit cazuri în care părinții vin acasă și sunt foarte obosiți de la muncă și nu se mai pot juca cu copiii. Da? Haideți să facem diferența între oboseala psihologică și cea fizică. Noi suntem obosiți psihic. Hai să ies cu copilul în parc, să mă joc, să alerg cu el, că s-ar putea să mai trec în oboseala aia. Da. Nu mi se accentuează. Da? Deci atunci, practic, încerc să devin mai activ prin activități cotidiene. Activități cotidiene, da? Și cu două antrenamente, sigur, se vede schimbare. Alexandru, îți mulțumesc mult. Ne pregătim, deci, sub supraveghere atentă de anul care vine. Iar dumneavoastră, dragii mei, sper că ați notat, știți și ce să mâncați și cât sport să faceți, așa că nu vă rămâne până data viitoare decât să fiți victorioși. La revedere!